început și îți mulțumesc că ai acceptat, iată, să dai primul interviu după mult timp, nu? Da, e primul interviu, cred că au trecut 12-13 ani de când am făcut un interviu. Și primul l-am dat când am venit la echipa Roșie Albastră. Da, și acum următorul de când te-ai despărțit de echipa Roșie Albastră. Exact, dar de ce n-ai fost așa prieten cu jurnaliștii? Nu neapărat că n-am fost prieten, dar... Mi-a plăcut mereu să rămân doar pe teren. Mai discret așa. Da, mai discret. Mi-am dorit să am o relație bună cu jucătorii și cât de cât să am o relație bună și cu presa, dar să fie și de la distanță. Mm-hmm. Te-ai obișnuit cu faptul că nu mai ești la echipa Roșie Albastră? Că nu se întâmplă des ca un jucător să stea 14 ani? Cu tot cu împrumuturi, da? Da, aproape, da. 14 ani. Te-ai obișnuit că nu mai faci parte din familia asta? Chiar dacă am plecat, eu voi rămâne alături de ei, dar cred că în prima săptămână mi-a fost foarte greu. Asimilam destul de greu ce mi se întâmpla, dar până la urmă e un ciclu care s-a terminat. A fost o perioadă frumoasă și sper că și de aici încolo să am plăceri pe partea de fotbal. Dar cum ai reușit să stai atâția ani la o echipă? Nu, serios, pentru că mulți schimbă echipele, se gândesc la transferul în străinătate, la bani mai mulți. Așa e, nu știu, nici eu nu știu cum s-a dar eu nu sunt genul de jucător care să se plimbe de la o echipă la alta, nu știu, în trei sezoane să am cel puțin două echipe. Uh-huh. Mi-a și plăcut echipa, clubul, am legat și o prietenie foarte bună cu oamenii de acolo și cred că ăsta a fost un altul foarte important. Uh-huh. Visai să joci la echipa asta când te-ai, nu neapărat când te-ai apucat de fotbal, când ai debutat în Liga 1? Clar, clar, dar în 2007 când am semnat cu ei, ăsta a fost țelul meu. Da. Așa că, cum am spus și data trecută, a fost un vis pentru mine, mi-am trăit visul. Da. Bun, și întrebarea logică, sigur că ai mai răspuns la ea atunci când ți-ai anunțat plecarea, ultimul meci. Da, dar nu e rău să o repet și să repezi răspunsul. De ce? De ce s-a terminat? Pur și simplu a fost o perioadă care s-a încheiat. Știm cu toții problemele mele pe care le-am avut medicale. Clubul a venit cu altă propunere pentru mine, chiar le-am mulțumit, dar încă nu mă simt pregătit să trec de partea cealaltă a fotbalului. Deci, practic, clubul voia să te păstreze, dar nu ca jucător, ci într-un staff tehnic. Exact, dar să rămân în staff tehnic. Uh-huh. Și ca jucător de ce? Adică nu e întrebat, stați că acum când sunt sănătos, mi-am rezolvat problemele medicale? Nu am întrebat, pentru că știam că patronul își dorește să reînnoiască echipa. Principiile lui sunt pentru a promova jucătorii tineri și oricum eu le mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru că eu am avut parte de cele mai bune condiții de recuperare. Uh-huh. Dacă stau și mă gândesc, dacă eram la altă echipă și eram și aveam aceste accidentări, cred că nu mai eram de mult la, uh-huh, acea echipă. Adică ei au crezut în tine, te-au susținut, nu te-au concediat văzând că ești cu probleme. La ce se întâmplă în România, clubul a făcut pentru mine foarte multe lucruri. Uh-huh. Și de-aia presupun că nici n-ai fost dezamăgit când nu ți-au propus să continui ca jucător. Poate dacă nu aveam aceste accidentări, oarecum eram dezamăgit, uh-huh, de ce se întâmpla. Dar chiar nu am ce să le reproșez. Câți ani te-au chinuit accidentările astea, așa, însumați? Nu știu. Cred mulți. Cel mai mult, da, am stat un an și ceva și cred că 2-3 ani. N-am făcut un calcul, nici nu prea stau să mă gândesc. Da, erai probabil mult mai departe din toate punctele de vedere. Da, și asta e adevărat, dar chiar dacă am fost de multe ori la fundul prăpastiei, mereu am găsit o cale de ieșire și am reușit să-mi revin. Uh-huh. În momentul în care mi-a revenit, am și jucat. Ai vrut să și renunți la un moment dat? Poate, mă mai treceau anumite gânduri când am avut accidentarea cea de lungă durată, dar acum nici nu iau în calcul așa ceva, chiar dacă au trecut câțiva ani peste mine. Ce e în calcul acum? În acest moment
îmi doresc să joc în continuare fotbal, aș vrea să rămân în Liga 1. În perioada de vacanță continui să mă pregătesc, merg la sală, mai merg să alerg, pentru că încă iubesc fotbalul, chiar dacă am avut aceste accente. Presupun că nu se pune problema să joci la rivalele echipei roșii-albastre. Nu se pune problema, nu. Nu e Rapid, Dinamo... Pentru mine chiar nu e cazul. Da. Dar la CSA? Nu, nici atât. Nici atât. Chiar cum e să semnezi cu Steaua și să te desparți de FCSB? Pentru că tu ai semnat cu Steaua, da. Nu se numea FCSB atunci. Da. Pentru mine tot Steaua rămâne, sunt aceleași culori, aceeași conducere, eu chiar nu am simțit nicio diferență. Mhm. Care sunt bornele acestei cariere de 14 ani la echipa roșie-albastră? Cu ce rămâi? Păi, bineînțeles, în cariera unui fotbalist, debutul e cel mai apăsător și cel mai frumos, care a fost în 2008. Și, bineînțeles, sunt campionatele pe care le-am câștigat. 3, dacă nu mă știu. Da, calificarea în Champions League și, bineînțeles, și calificarea cu Ajax. Ai fost acolo, pe teren. Ai intrat pe parcurs? Am intrat la pauză, da. La pauză. Da. Atunci, nu știu dacă am fost oarecum pregătit sau nu am conștientizat miza partidei. Eram tânăr și efectiv am intrat la pauză și am jucat fotbal. Nu m-am gândit la absolut nimic. Mm-hmm. Da, anticipai un astfel de deznodământ? După 2-0 în tur, după ce s-a întâmplat aici... până la penaltiuri. Reghe și împreună cu stafful lui, chiar dacă noi am pierdut la Amsterdam 2-0, în toată perioada asta, în fiecare zi, ne repeta că e bine să avem încredere în noi. Ne-a pus la ședințe cele mai bune faze din meciul cu ei. Ne-a arătat că putem să înscriem și înainte de începerea meciului la ședință, chiar ne-a dat acea încredere, maximă încredere oarbă, de fapt, am avut de a trece de ei. Mm-hmm. Ceea ce s-a și întâmplat. Exact, da. E primul meci în topul preferințelor tare la echipa roșie-albastră? Ca tot, miză, deznodământ, atmosferă. Da, și atmosferă. Dar în același timp și calificarea în Champions League... Cred că sunt acolo, 50-50. Chiar dacă nu e același nume, nu pot să compare Legia cu Ajax, dar și acolo a fost o miză uriașă. Mm-hmm. Și diferența a fost că acolo am jucat o meci cu Legia Varșovia. Da. Cum îți explici că de la Gâlcă, echipa roșie-albastră n-a mai luat niciun titlu? Deși investițiile în jucători promițători sau certitudini, depinde cum privești, sau și au existat, da? Antrenori noi au existat și ei, da. Și echipa n-a mai luat titlul. E greu de explicat, dar au fost și anumite sezoane în care noi am pierdut titlul pe muche de cuțit. Adică am fost la un milimetru de a câștiga. Au fost două sau trei sezoane. În alte sezoane, da, meritam să câștigăm. În anul care a câștigat Astra Giurgiu sau și cele cu CFR, exceptând anul ăsta în care eu cred că am pierdut titlul printre degete, am mai avut și cu Reghe în ultimul mandat. Uh-huh. E destul de greu să spun acum cauza ce s-a întâmplat. Dar în acești ani, dacă ar fi să facem comparație, au apărut și problemele cu suporterii care... S-au divizat? Da, s-au divizat. N-au mai fost apoi cu pandemia în tribune? Exact, da. Au fost, țin minte, după ce... Deci când s-a terminat perioada cu Gâlca, a venit Reghe, după care a venit Rădoi. Uh-huh. Rădoi cred că a prins cea mai proastă perioadă. Nu aveam bază de pregătire, nici stadion pe care să jucăm. Transferurile care au fost atunci făcute, jucătorii nu s-au acomodat, a fost foarte, foarte greu. Acela pot spune că a fost cel mai greu an de când sunt la echipă. Dar cum a fost trecerea aceasta de la antrenori care au performat la nume din acestea în prag de afirmare? Da? Bogdan Andone, așa este, dar, Dinu Todoran, acum sigur n-ai apucat să lucrezi cu el. Și antrenorii care au fost înainte, mă refer la Gâlcă. Andronache. Nici Gâlcă nu avea o experiență foarte mare.
înainte să vină la noi la echipă. E adevărat. Și dar era un nume mai mare, da. Da, corect, avea un nume. Nici Dică nu pot spune că avea o experiență mare de Liga 1 și totuși ne-am calificat în Cupa UEFA. Uh-huh. Și ne uităm și la echipa națională mare și la cea de tineret. Se pare că se caută acest val nou de antrenori tineri, uh-huh, care sunt mai aproape de jucători. Uh-huh. Bine, dar întrebarea mea nu ți-ascund că viza și o poftă a patronului de a controla și staful tehnic. Mai greu în cazul unui antrenor cu personalitate. Aici poți răspunde exact ce vrei. Adică nu vreau să dau naștere sau să dai naștere la interpretări. La noi la club lucrurile se fac puțin diferit față de alte echipe. Dar în același timp, cum am spus și mai devreme, antrenori care au fost fără experiență, totuși au făcut performanță. Uh-huh. Deci, dacă stai să te gândești, nici Reghe când a venit, venea de la Chiajna, n-avea niciun... Fusese la Craiova, la Bistrița... Puțin. Da, exact. Da. Dar ei au arătat că se poate face. Uh-huh. Asta e valabilă și pentru jucători. Da. Ok, se vorbește despre jucători, că e presiune foarte mare și este într-adevăr presiune mare. Și îi spun... Domne, că am fost criticat în public, nu știu, dar cu toții știu în momentul în care vin aici că există și riscul ăsta, să fii criticat la televizor. Și cu toate astea, tot semnează. E adevărat. Adică vrei ca jucător să câștigi și ba mai mulți, dar în același timp poate vrei să ai și presiunea de la cealaltă echipă de la care ai venit. Da, adică ceva moderat. Exact. Asta e cea mai bună variantă care își dorește fotbalistul. Dar nu se poate. În momentul în care ai venit la echipă, pe lângă salariul pe care îl primești, trebuie să-ți asumi aceste lucruri. Pentru că tu știi că există riscul să fii criticat. Dar tu cum te simțeai? Tu, colegii tăi, când vă uitați la televizor și vedeați intervențiile repetate ale patronului, care atunci când echipa nu mergea, vă lua așa pe fiecare. Așa este. Păi, când m-am întors cu Reghe de la Chiajna, în 2012, am avut și aceeași problemă ca ei. Mi-a fost foarte, foarte greu. Nu eram suficient de matur să joc atât de bine precum îmi doream. Am fost și eu aproape să fiu dat afară, dar am fost salvat de Reghe și de Meme. Uh-huh. Este foarte greu. E greu, nu? Da. Te consum mult, e clar. Și mai ales înainte de meci, te gândești cum să joci mai bine, ce să faci, să ajuți echipa. Deci vă stresa puțin. Da, poate te și lovești, nu știu, ești foarte obosit și atunci după meci... L-auzi. Auzi anumite critici, nu neapărat și de la patron, poate să fie și de la presă, poate să fie și de la voi. E clar că există, nu știu, o frustrare, dar trebuie să găsești o modalitate pentru de a trece peste ele. Până uh-huh. acum, îți doresc să prindi un transfer afară, îți doresc să câștigi bani mai mulți, ești, poate ești stâlpul familiei, depinde mult. Și mai închizi ochii. Depinde multă lume de tine și atunci trebuie să devii bărbat, trebuie să te uh-huh. să fii puternic. Deci mai închizi ochii, te faci că n-auzi, pentru exact, că... Exact. Da. Dar asta face parte din fotbal. Nu chiar la toate echipele. Nu chiar la toate da, echipele. Din fericire. Nu mă refer în general, mă refer la critici. Dar nu la modul ăsta. Și știi foarte bine. Dar spune cu schimbările. Iar e o întrebare la care poți răspunde exact ce vrei. Adică nu... se spune din ce în ce mai des că antrenorul nu mai are niciun fel de rol sau un rol cât se poate de mic în a efectua schimbările, ci ele vin în urma unor telefoane date de patron. Păi situația la noi cred că știe toată lumea cum este, dar vă pot spune că sunt momente când se iau și deciziile de comun acord, adică antrenorul și mă refer la primul 11, nu știu, sau la da. Alcătuirea lotului. Da, de către antrenor în mod exclusiv nu. Acum, na, cum v-am zis, nu știu eu până la urmă ce se întâmplă în spate. Uh-huh. Eu doar nu stau acolo cu ei sau ce uh-huh. vorbesc. Tu ai fost capitanul echipei, liderul echipei, și ai încercat vreodată să vorbești cu patronul în acest sens, să spui că, nu știu, dăunează sau crezi că era prea mult? Nu, chiar nu am vorbit niciodată și nu știu dacă au vorbit jucătorii legate de
legat de treaba asta. De implicarea lui. Da. Da. Dar el venea acolo în vestiar, vă mai certa, vă mai... Nu, foarte, cred că o dată sau de două ori pe an, nu știu, venea la noi la bază, dar nu ca să ne certe, venea, nu știu, când era o sărbătoare mare sau era un meci foarte important, venea să ne încurajeze. Uh-huh. Dar din punct de vedere financiar, a respectat tot ce a promis. Clar, da. Uh-huh. Asta vreau să zic. Și jucătorii au și liniștea asta, uh-huh, a salariului. Da. Pe de altă parte. Adică, e clar că e foarte greu să progresezi la Steaua sau să prinzi un contract. Dar avem o grămadă de exemple. Da. Nu știu, cred că dacă tu, ca fotbalist, joci foarte bine sau dai, nu știu, gol meci de meci, e clar că nu te mai schimbă nimeni. Corect? Nu? E corect? E corect ce spui? Adică niciodată n-ar schimba nimeni un astfel de jucător, că e patron sau antrenor? Exact, da. Sau politica patronului este de a promova tineri. Dacă unul care are experiență sau e mai în vârstă, nu știu cum e în cazul meu, și am pe post cu mine un jucător de 18-19 ani, unde suntem apropiați de valoare, e clar, uh-huh, că o să joace el. Chiar dacă tu joci mai bine, ca formă? Nu, am zis unde sunt apropiat, da, da, da. Sunt apropiat de valoare. E clar că el o să joace, pentru că se promovează tinerii. Da, ca să poată fi vânduți. Exact, exact, da. Și apropo de acest aspect, ce zici de toate zvonurile astea care se intensifică în privința lui Octavian Popescu? Va fi vândut cu 10, 20, 50, 80? Păi, exemple pare de, are de urmat. Și eu cred că va fi vândut peste 10 milioane, e clar. Da? Da, pentru că... E unul dintre cei mai talentați, dacă nu chiar cel mai talentat alături cel de... cel mai talentat jucător din Liga 1, clar. Și dintre cei cu care ai jucat tu la echipa roșialbastră, că ai jucat în atâția ani alături de mulți. Da, este cel mai talentat jucător. Ce îl face atât de special? Păi i-ați văzut pe teren de ce îl face așa special. Are calități care se caută în fotbalul modern. Uh-huh. Și face lucrurile naturale, le face cu ușurință, nu e crispat, are și curaj. Asta din momentul în care a venit la noi, chiar și la antrenamente. Nu are niciun fel de trac. Nimic. El nu-și dă seama ce lucruri bune și ce lucruri frumoase face pe teren. Nu-și dă. El face totul natural, da. El nu știe ce înseamnă, nu știu, să-ți fie frică să depășești adversarul sau să-ți fie frică, nu știu, să... Dible, să tragi la poartă, da. El face totul natural și din cauza asta îl face un jucător special. Florin Tănase, crezi că mai stă, că îl bate și pe el gândul, na? S-a încheiat un ciclu, dacă stai să o iei așa, cu goluri, cu... Da, el a avut cel mai bun sezon, a ajuns la o maturitate și se vede asta și cum vorbește cu jucătorii și cum se comportă pe teren, lăsând la o parte prestațiile lui. E clar că ar merita să facă pasul și îl văd pregătit din punctul ăsta de vedere. Dar, până la urmă, este o afacere, e greu de... Uh-huh. De zis acum dacă merită sau nu merită suma de transfer. Mm-hmm. Cerută de patron. Da, da. Cu Florinel ce se întâmplă? Că parcă nu mai e jucătorul care a fost și el accidentat. Da, din păcate a avut accidentări care nu au fost simple accidentări, dar au accidentări destul de gravă. Din ce am înțeles o să intre și el, nu știu, cred că cât de curând. E clar că e un jucător important care poate să ne ajute. Mm-hmm. Ce zici de achizițiile acestea? Măsura în care ți-ai făcut așa o părere, citind că nu l-ai urmărit pe acest tip, pe Vuciur, pe Crețu, poate l-ai urmărit, da, mai dă cineva cu capul că ăsta e oful patronului, să nu mai înscrie goluri din care... În momentul în care au transferat fundașul central, nu știu, imediat m-a dus cu gândul la Suca, la care câștiga toate duelurile aeriene. Nu știu dacă e vorba neapărat de valoare. Sunt foarte mulți jucători valoroși. De fapt, numai jucători valoroși au venit, uh-huh, noi cred că peste 90%, dar nu s-au adaptat. Mai bine ne-am întrebat dacă se adaptează la noi la echipă. Tot din cauze... Valoare sigur au. Tot din cauzele despre care am discutat. Nu neapărat, dar sunt, nu știu, și la echipele mari, la Barcelona și la Real Madrid, sunt jucători care nu se adaptează. Și asta e adevărat. Nu neapărat la noi. Asta îmi doresc, din punctul meu de vedere, să se adapteze cât mai ușor. Da. Lui Todoran ce șanse îi dai?
că așa, la prima vedere, ce îi place patronului? Cu biserica, liniștit? Păi, ținând cont că are un lot puternic și valoros, are șanse destul de mari. Mai ales că este și Memestoica acolo. Sunt sigur că vor găsi o soluție pentru a face din jucători să tragă într-o singură direcție. Da, speculația asta, că dacă te-am prins, vreau să te întreb și asta, că Pintili, de fapt, ar fi antrenorul, iar Todoran ajutor, nu știu. Sincer, Todoran știu că este, dar... Pintili așa cam ce rol avea? El este secund acolo. Uh-huh. Amândoi sunt care... Uh-huh. Deși Pintili e parte destul de importantă, da, din staff. Da, cuvânt de spus, da, la echipă, e clar. Da. Și crezi că anul ăsta, mai ales acum, când ne așteaptă o ligă întâi, la prima vedere, mult mai puternică, un nou sezon, da, cu două echipe din Craiova, cu Rapidul, cu... Da, cred că o să fie cel mai disputat an. Și un an frumos în același timp. Uh-huh. Pentru că a apărut și Sepsi acum, da, cum a spus și dumneavoastră, a apărut și Craiova și Rapid, chiar dacă poate nu se ridică la valoarea celor patru echipe din față, ei cu siguranță vor fi foarte motivați, că tot este campionatul european, cum a fost și Franța cu Ungaria. Da. Așa poate să fie și... Nu, vreau să întreb dacă anul ăsta poate fi al FCSB-ului, deși e mult mai greu decât... E clar că o să fie mai greu, dar jucătorii noștri tineri au mai trecut un an peste ei, au văzut despre ce e vorba și sunt sigur că o să fie mai bun ca anul trecut, pentru că au căpătat experiență. Da. Apropo de jucători tineri, au fost multe faze când ai jucat alături de tineri, tot așa, decizii luate de patron, da? Da. Echipe făcute cu totul și cu totul surprinzător. Da. Ce ziceai când vedeai în ce echipă ești, când citeai apoi diverse cronici de meci? Eu mereu m-am gândit ca în momentul în care intru pe teren să-mi fac treaba și să-i ajut și pe cei din jurul meu. Nu am încercat să mă agăț, adică să găsesc alte motive. Uh-huh. Ce s-a făcut echipa așa sau de ce joacă ăla și nu joacă. Uh-huh. Mereu m-am gândit să ajut echipa și să îmi fac eu treaba. Adică ce ține de tine să n-aibă nimeni ce să-ți reproșeze. Exact, da. Asta, așa dacă stai să te gândești ce se întâmplă, de ce a făcut ăla așa, concentrarea ta de la meci ți-o pierzi. Da. Pești pe alte căi. Ce zici de acest campionat european? Ai vreo favorită? Este un campionat european spectaculos. Contrar așteptărilor, adică față de altele, echipele ies la joc, uh-huh, sunt mult, mult mai deschise, se dau multe goluri și asta e frumos, mai ales pentru oamenii care nu iubesc atât de mult fotbalul. Tot îi face să fie atrași de meciuri. N-ai ajuns pe la noi, pe la meciuri pe aici, nu, cu Ucraina, cu Macedonia, cu... Da, poate acum, dacă vine vreo Franța, vreo Germania, lunea viitoare. Da, rămâne un mare regret, dacă nu chiar cel mai mare al carierei, că n-ai apucat să joci pentru echipa națională? Da, rămâne un regret dacă n-am jucat pentru echipa națională. Da. Și crezi că așa urma scapă turma dacă nu te lași? Nu știu, Rădoi te știe foarte bine? Încă nu mă gândesc. Acum îmi spuneți ca și cum să sar peste 5 pași. Deocamdată vreau să-mi găsesc echipă, să mă pun pe picioare, să joc foarte bine și după aia rămâne de văzut. Care e meciul în care ai purtat cu cea mai mare mândrie? Deși sunt sigur că în toate meciurile a fost vorba de așa ceva, dar o forțez puțin, cu cea mai mare mândrie, banderola de capitan. Nu am un meci, sincer, nu am un meci special, dar mereu când puneam banderola la mână, este un sentiment de mândrie. Și cred că așa ar trebui să fie pentru orice jucător care este capitan la această echipă. Mersi!